Majoritatea persoanelor nu o să ajungă niciodată să trăiască viața pe care și-o doresc cu adevărat. Dar asta de ce? O să vedem în acest video de astăzi, în care o să sumarizez punctele principale ale unui articol scris de către Anthony Moore, căruia îi acord credit. A fost scris cu câțiva ani în urmă acest articol. Ca întotdeauna vă cer să lăsați un like și să-l împărtășiți cu ceilalți dacă le poate fi și lor de folos. Motivul principal din cauza căruia multe persoane nu o să aibă o viață plină de succes este pentru că atracția către a fi mediocru este foarte puternică. Citând un scriitor american, David Schwartz, tot ce se întâmplă în jurul nostru încearcă să ne ducă spre o viață mediocră, iar majoritatea persoanelor nu o să reușească să evite această atracție. Majoritatea gândurilor din jurul nostru aparțin unei categorii de persoane cu un mindset restrâns. Majoritatea acestora sunt preocupați într-un mod excesiv de a fi superiori celorlalți și fac asta de obicei prin intermediul manipulării sau politicii pentru că o face într-o modalitate corectă pentru ei este de negândit. În consecință, se regăsesc în luptă cu cei mai slabi și încep să gândească ca și ei. Dar nu ar trebui să fie cu certitudine așa, doar că majoritatea persoanelor nu știu de unde să înceapă și nu este dispusă să se îndepărteze din zona lor de confort pentru a încerca să realizeze propriile ambiții. Majoritatea persoanelor urăsc falimentul. Am vorbit deja în mai multe video pe acest canal despre acest argument. În optica lor, dacă nu sunt capabili să facă unele lucruri, asta înseamnă că sunt incapabili în general. Și din cauza că stima lor de sine este strict legată de performanțele lor, atunci orice faliment este proba că ei nu sunt suficient de pregătiți și asta devine ca un cerc vicios creat din dezamăgiri. Dar acesta este și motivul pentru care ei vor rămâne în mediocritate. Dacă nu sunt dispuși să falimenteze, nu sunt nici în măsură să învețe din greșelile lor. Dacă nu au lecții de viață, atunci nu vor putea nici crește și să se dezvolte în ceva mai important. Dacă nu ești dispus să falimentezi, atunci îți garantezi să rămâi în mediocritate. Dacă vrei să devii o versiune extraordinară a ta, atunci trebuie să fii dispus să falimentezi și să o faci des chiar. Falimentul aduce cu el umilință și dezvoltă caracterul și te ajută să zâmbești în fața greșelilor tale și să nu iei totul prea în serios. Exact ca și o plantă care trece de la umbră la lumina soarelui, așa și ritmul dezvoltării tale va fi din ce în ce mai accelerat. Benjamin Hardy spunea așa: nu căuta laude, caută critica. Masa mediocră nu acordă valoare învățării. Majoritatea persoanelor aleg distracțiile și distragerile în loc de a învăța și a crește. Și nu trebuie să ne mirăm, pentru că a studia este dificil. Să o iei de la capăt ca și student atunci când credeai că odată terminată școala, nu o să mai fie nevoie să o faci, iar între timp să te lovești de mii de situații în care viața reală ne pune în față, nu este chiar amuzant. De aceea este nevoie să aducem o schimbare în mentalitatea noastră. Darren Hardy, un antreprenor de succes, subliniază cât de bucuros era atunci când avea de-a face cu ceva dificil. Asta pentru că majoritatea persoanelor nu o să facă acel lucru niciodată și deci concurența o să fie mereu mică, pentru că mulți nu sunt dispuși sau nu au cunoștințele necesare pentru a înfrunta acea oportunitate. Să dai prioritate învățării și să fii autodidact este un proces care pare a fi lent. Dar trebuie să știi că orice activitate care are legătură cu dezvoltarea personală pe care o faci, te poartă cu un pas mai înainte. Pentru fiecare zi când ai citit o carte, alte milioane de persoane nu au făcut-o. Pentru fiecare dimineață în care te-ai trezit de vreme pentru a crea sau produce ceva, alte milioane de persoane au dormit. Pentru fiecare zi în care ai mers mai departe, perseverând, alte milioane de persoane au renunțat. Într-un mod ironic, vorbim de competiție mult mai asiduă când avem de-a face cu premii de clasa a doua. Atunci când acorzi prioritate învățării, devii și conștient de acel 1% de oportunități care îți pot schimba viața. Ce este și mai important
e că aceste abilități au o concurență mult mai mică. Majoritatea persoanelor o să continue să se lupte pentru chestii nesemnificative. Și aici vorbim despre cei care fac parte din masa mediocră. De aceea trebuie să alegem mai mult învățarea și mai puțin distracțiile și distragerile. Majoritatea persoanelor nu cred că dispune de tot necesarul pentru a deveni extraordinară. Și asta se și întâmplă. Dacă nu crezi că poți face acel ceva, atunci nu vei reuși. Majoritatea dintre persoane nu vor experimenta niciodată adrenalina care se creează în corp atunci când încep să crezi că un succes enorm poate fi posibil. Învingătorii se comportă deja ca și învingători mai înainte de a deveni. Ei își imaginează deja că au atins succesul, iar mintea lor începe să găsească soluții pentru a-l atinge. Citând filozoful american William Irwin, el spunea: persoanele sunt majoritatea nefericite pentru că sunt confuze în ce privește valoarea lucrurilor. În ziua de astăzi, titulaturile nu mai înseamnă mult, pentru că oricine poate fi un expert sau un profesor de orice fel. Dar lucrul cel mai important, la final, este ceea ce persoana realizează cu acea titulatură. Dacă ai absolvit facultatea de medicină și ești specializat în chirurgie, dar până la 50 de ani nu ai executat nicio operație chirurgică, atunci titulatura ta nu are nicio valoare. Obiectivele cele mai importante nu trebuie să fie strâns legate de titulaturi, ci de învățare și acumulând experiență și transformându-te personal. Dacă fugi mereu după succes și te gândești doar la titulaturi și bani, acesta din urmă îți va scăpa mereu. Dar dacă vei da importanță transformării personale și experienței care vă va schimba paradigmele, atunci succesul va veni spre voi la fel ca și un magnet. Aceasta nu are legătură cu teoria magnetului sau ceva de genul, dar este doar o simplă consecință. Este raportul dintre input pe care îl producem și output, cel care iese. Majoritatea persoanelor care își petrec întreaga viață urmărind lucruri greșite, bani, sex, siguranță sau recunoștință, aceste chestii nu îți vor da tot ce ai nevoie. Înțeles că noi toți ni le dorim. Dar trăind cu obsesia de a le avea, nu neapărat vei reuși. Concentrează-te asupra procesului și uită titulaturile și cum să impresionezi pe ceilalți. Concentrează-te pe persoana care ești și fii orgolios cu asta. Restul va veni. Citând pe Hal Elrod, nivelul vostru de succes foarte rar o să depășească nivelul vostru de dezvoltare personală, deoarece succesul este ceea ce atrageți prin persoana care deveniți. Orice moment petrecut fiind gelos este un moment pierdut. Dacă te vei uita constant la ceilalți, atunci rare ori te vei comporta ca tine însuți. Valorile și comportamentele tale se zbat să spună în ordine și de aceea devii nefericit. Dar în loc să pierzi timp în mediocritate confruntându-te cu ceilalți, mai bine alege să petreci acel timp în a te transforma în cea mai bună variantă ta. A fi gelos este ca și când ai bea o travă și ai aștepta ca cealaltă persoană să moară. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am auzit despre acest argument este compus din 4 cuvinte simple. Rămâi pe drumul tău, fără să spese de cât ceilalți sunt mai rapizi. Nu contează cât de repede mergi tu. Dacă continui să te uiți la celelalte benzi, vei face accident. În schimb, concentrează-te asupra ta și învață tot ceea ce poți. Experimentează și dă faliment, dar descoperă ce funcționează. Obiectivul este acela de a ajunge să-ți petreci ziua de naștere, când vei împlini 100 de ani, și să te uiți în urmă fără a avea remușcări. În concluzie, atunci când îți asumi responsabilitatea totală a tot ceea ce se petrece în viața ta, este ziua în care îți revendici puterea de a schimba orice care face parte din ea. Majoritatea persoanelor o să rămână în mediocritate și o să continue să lupte pentru a câștiga premii inferioare. Dar nu trebuie să fie așa. Strada care te conduce spre viața excitantă și care îți va da satisfacții te așteaptă. Este liberă și deschisă și nu sunt cozi. Să treci de la o viață ordinară la una extraordinară este una dintre deciziile cele mai emoționante pe care le poți lua.
Învățarea și creșterea în dezvoltarea acestui parcurs o să te facă să te simți mai viu ca niciodată. Alege succesul în locul mediocrității. Alege dezvoltarea personală în locul geloziei. Alege ceea ce-ți dorești tu și nu ceea ce vor alții. Alege învățarea în locul distracției. Ok, ok, fără să exagerăm, trebuie și un pic de distracție. În speranța că acest video ți-a plăcut, ți-aș fi recunoscătoare dacă ai da un like și să-l împărtășești cu ceilalți, dacă crezi că li se potrivește. Dacă vrei să vezi și alte video de acest gen pe viitor, te invit să te abonezi canalului pe butonul de mai jos pe care scrie Abonează-te. Este gratis și activează clopoțelul ca să fii mereu informat atunci când voi publica un nou video. Eu îți mulțumesc pentru vizionare și îți urez toate cele bune ție. Pe curând!